Așadar, cea mai importantă competiție muzicală, Eurovision Song Contest 2022, se va desfășura la Torino, Italia, în urma câștigării marelui trofeu de către trupa Måneskin. Cumva au reușit să impresioneze două continente, Europa și Australia, pentru că nu mai e o noutate, participă și acest continent. Rămâne de văzut și ce se întâmplă în procesul de înscriere a artiștilor în Republica Moldova. Vă reamintim că aveți timp până pe data de 24 ianuarie, atunci când puteți să vă apropiați pe șoseaua Hâncești 64 la Teleradio Moldova pentru a depune cererea și pentru a fi deja în așteptarea audițiilor live. Ulterior o să decidem împreună, stimați telespectatori, cine ne va reprezenta țara. Oricum deja avem mai multe informații din lumea artiștilor care vor merge să reprezinte țara lor, însă pe noi oricum ne interesează cel mai mult ce se întâmplă acasă. Avem foarte mulți artiști care deja postează pe rețelele de socializare despre intenția lor de a participa sau deja despre faptul că s-au înscris în această competiție. Cumva deja e bine cunoscut că de scenografia, de tot decorul pentru Eurovision se va ocupa în acest an la Torino Francesca, cumva un nume sonor în tot ce înseamnă concursuri internaționale, este și subcontractată de 6 televiziuni din Italia, fiind o dovadă vie a faptului că talentul se pupă foarte bine cu toate aceste proiecte masive. Eu sunt sigură că vom avea parte și de o seară incendiară când se va desfășura finala națională Eurovision Song Contest, dar hai să vedem mai bine ce se întâmplă la momentul actual, pentru că în legătură directă este cu noi Vitale Coșocaru, un membru al comitetului organizator, cumva un Herodot al Eurovisionului din Moldova, pentru că din prima ediție e alături de noi. Vitale, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, vă mulțumim pentru această invitație materială și pentru subiectul Eurovision, care este de fapt, ca de obicei, este actual la începutul anului, la începutul fiecărui an. Așa este. Vitale, vreau, da, pentru că știu că nici nu ai foarte mult timp la dispoziție, vreau să-mi spui inițial dacă deja avem artiști care s-au înscris în această competiție. Da, sunt artiști care s-au înscris deja în competiție, pentru că este pentru că perioada asta din ianuarie este tradițională activă pentru cei care ar dori să se înscrie în Eurovision. Sunt câțiva, sunt câteva înscrieri, cred că în jur de 10 înscrieri care a artiștilor care și-au pregătit deja aplicațiile, au făcut-o pe, știi că în acest an avem o sistemă de aplicare pe eurovision.md, deci ar putea să-și, fiecare ar putea să-și facă aplicația pe eurovision.md. Sunt, din păcate, sunt la moment mai mulți interpreți de peste hotare decât cei din Republica Moldova. Și reamintesc că cei de peste hotare, cei fără cetățenie Republicii Moldova, nu pot participa și în această selecție, și în acest an, în această selecție Eurovision. Deci existența cetățeniei din Republica Moldova este o condiție iminent necesară pentru validarea înscrierii. Este o condiție primordială pentru participarea în Eurovisionul din acest an. Doar cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă sunt cu reședința peste hotare, doar acei pot participa. Așa, deci cumva ca să fie clar și pentru cei care ne urmăresc, dacă eu sunt cetățean al Republicii Moldova, dar sunt stabilită cu traiul în Franța, în Statele Unite, în România sau nu contează, pot participa. Poți participa, evident, dacă ai un buletin din Republica Moldova. Din păcate, la moment, sunt mai mulți cei cu cetățenia, să zic, a Statelor Unite sau a Germaniei sau a Danemarcei, dar știm că în Eurovision tradițional se înscriu oamenii în ultimele zile, chiar în ultima zi. Da, este deja o tradiție. Da,
Poate așteaptă și ei să se alinieze stelele mai favorabil ca să fie cu Doamne ajută. Oricum, deja pregătirile sunt în toi. Eu sunt sigură că o să ai o agendă plină și super încărcată. Așa că noi îți dorim succes și îți mulțumim tare mult pentru informațiile oferite. Mulțumesc și baftă în continuare. Mulțumim tare mult, alături de noi a fost Vitale Cojocaru, un membru al comitetului organizatoric. Așadar, recapitulăm pentru cei care își doresc să se înscrie în cursa Eurovision, etapa națională. În cazul în care sunteți stabiliți cu traiul în altă țară, însă aveți cetățenia Republicii Moldova, dar cel mai important, aveți talent, cu siguranță puteți să vă înscrieți în acest maraton al pieselor, care vor deveni cu siguranță hituri de talie europeană sau, de ce nu, mondială. Eurovision urmează să ne mai surprindă, așa că rămâneți aproape!